Discutăm în cele ce urmează cu Marius Budăi, fost ministru al muncii, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Aș vrea, domnule Marius Budăi, să plecăm de la această nemulțumire a seniorilor, pentru că am văzut ce s-a întâmplat și vă reamintesc că în urmă cu câteva zile, de la Palatul Victoria, ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu, spunea că suntem înainte de ziua recoltei. Ne-am ținut de cuvânt, guvernul a finalizat recalcularea. Niciun cuvânt însă despre acei pensionari care nu primesc nicio majorare. Vorbim despre 800 de mii, puțin peste 800 de mii de pensionari. Mai mult decât atât, în cazul la 700 de mii de pensii, nici măcar indexarea curată a inflației nu se va face. Cum se explică acest aspect care este ușor ignorat până la urmă? Nu știu. Eu n-am să ignor niciun aspect. Vă rog. Haideți să o luăm pe rând, sunt câteva aspecte, să sting rapid chestiunea politică cu apartenența, nu știu cui, a legii. Ajungem imediat și la partea politică, vă rog să ne dați un răspuns la această întrebare. Cu asta ați început? Bine, o să merg mai departe, sunt în explicație și revin aici. Haideți să luăm două exemple pentru a înțelege toată lumea. Sper că aveți timp pentru că este interesul seniorilor să înțeleagă. Dacă dumneavoastră și eu, uitați, ne luăm pe noi doi fără a face deosebire între femeie și bărbat sau pune în antiteză femeia cu bărbatul. Dacă dumneavoastră și cu mine am fi lucrat în același birou în toată perioada noastră de vechime, să spunem că avem câte 30 de ani de vechime, am fi avut aceleași salarii pe toată perioada, deci mai mult într-o cuvânt, am fi avut muncă egală, contribuție egală, noi doi până acum am fi avut diferențe la pensie. Dumneavoastră ați fi avut pensie mai mare, pentru că sunteți doamnă și vi se împărțea până la această lege, la un stagiu de cotizare mai mic, eu aș fi avut o pensie mai mică pentru că mi se împărțea la un stagiu de cotizare mai mare. Acum, când cu această lege, după ani și ani, când aș fi ajuns și eu din urmă cu valoarea pensiei, probabil dumneavoastră ați fi fost nemulțumită și ați fi spus că, uite, colegului meu le-a dat și mie nu mi-a dat nimic. Probabil ignorând că ani de zile ați avut pensia mai mare ca mine. Asta este un aspect. Al doilea aspect. Cetățeni, oameni români care au lucrat în aceleași condiții, care au mers, de exemplu, în aceleași condiții de lucru, și mă refer aici chiar la grupe de muncă, care au contribuit la fel, care au lucrat în aceeași perioadă și cu aceleași venituri, pentru că, datorită faptului pentru alții care au fost avantajați, au ieșit în momente diferite la pensii. Și au beneficiat de anumite prevederi care le-au fost fie în avantaj, fie în dezavantaj, acești de oameni care au lucrat în aceleași condiții și care au contribuit aproximativ la fel, aveau cuantum mare ale pensiei diferite. Acum, bineînțeles, așezându-se acest principiu al contributivității și cel din urmă ajungându-l pe cel lanț cu valoarea pensiei, cuantumul pensiei, probabil că primul dintre cetățeni care până acum a avut ani de zile pensia mai mare decât cel care l-a ajuns acum din urmă, este nemulțumit. Astea sunt aspectele și până la urmă cel mai important în această lege și ce s-a avut în vedere la această lege este așezarea pe contributivitate și încurajarea muncii. Asta este situația, vă pot da și... Domnule Marius Budăi, spun inclusiv o parte dintre sindicaliști că sunt pensionari cărora la recalculare nu li se majorează pensia și nu vorbim despre pensionarii speciali. Vorbim despre oameni care au lucrat în anumite domenii, cum ar fi CFR sau în minerit, foști mineri. Cum se explică acest aspect? Exact asta am explicat până acum. De exemplu, cu legea 221, cu legea 197, dacă vorbim de mineri, au avut niște salturi importante la pensii. Dar și alții, din urmă, care au lucrat în aceleași condiții și care au contribuit la fel, trebuie să li se mărească sau să nu vă fi neapărat că îi mărească, trebuie să li se așeze și pensia lor pe contribuții. Exact este
ceea ce am dat în două exemple înainte de a vorbi cu dumneavoastră. Dacă am lucrat în aceleași condiții, dumneavoastră ani de zile ați avut pensia mai mare ca mine acum, când v-am ajuns și eu din urmă, în sfârșit s-a așezat o lege pe contributivitate, da, poate n-ar trebui să fiți supărată, dar sunteți. Asta este situația acum. De asta am dat aceste exemple din practică. Bun. Domnule Marius Bodai, am văzut prin țară, la anumite case de pensii, sunt cozi pentru că oamenii sunt nemulțumiți și spun că li s-a greșit recalcularea. Ce pot face în acest caz? Aici, și aici cu siguranță, colegii mei din toată țara vor fi extrem de atenți la aceste solicitări. Pentru că noi știm cu toții că ieșirea la pensie este un prag psihologic și atunci trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor aspecte. De foarte multe ori doar ni se pare că ceva e greșit și nu o să folosesc acea expresie clasică că doar cine nu muncește nu greșește, deși e valabil în orice situație. Sunt sigur că acele aspecte vor fi clarificate. Și este această perioadă de tranziție, pentru că vreau să vă spun ceva, în perioada post-decembristă nu a fost în România niciun astfel de fenomen care se întâmplă asupra sistemului public de pensie. Au mai fost recalculări și vă dau un exemplu, recalcularea din 2004-2005 care s-au recalculat circa 1 milion de pensii și a durat 4-5 ani. Acum am recalculat 5 milioane de pensii într-un an și jumătate. Sigur că tehnologia și sunt avansate, dar ca și până acum, astfel încât să se calculeze toate pensiile, n-a fost niciodată după Revoluție să așezăm în sfârșit acest sistem pe contributivitate. Sigur că sunt neclarificări, sigur că acele neclarități trebuie să fie clarificate. Și acum, cu tot respectul, trebuie să-mi permiteți să răspund la partea politică. Nu ne dăm seama până la urmă cine a contribuit mai mult la majorarea pensiilor, că vedem acest scandal trebuie. În ultima perioadă. Eu am postat ieri pe o rețea de socializare un mesaj unde eu le spun așa din memorie pe rând ce am scris și din asta, dacă vreți să mă contraziceți, dar eu știu legea foarte bine. 2020, colegii noștri PNL, n-aș fi avut această intervenție dacă nu vedeam acea inepție că este legea lor, că niște tâmpenii că doar cu PNL la guvernare au majorat. Păcat că intrăm astfel de discuții și atunci m-am simțit obligat ca profesionist în domeniu să spun următoarele adevăruri. 2020 nu au acordat majorarea prevăzută de lege. 2020 au blocat aplicarea legii 127. 2021 nu au dat niciun leu seniorilor la majorare. 0 lei au valorat seniorii pentru dumnealor în 2021. Mai mult de atât, pe o guvernare PNL-USR ne spuneau nouă tuturor seniorilor că trebuie să muncim până în ultima clipă a vieții. Au pus acel procent nedrept în PNRR, blocând astfel majorarea pensiilor, înghețând pensiile, încercând să înghețe pensiile pentru următorii 50 de ani. Mai mult de atât, am uitat în analiza valorii punctului evoluției, valorii punctului de pensie. Singurile două guverne care și-au permis să înghețe pensiile în România au fost două guverne de dreapta. Boc Băsescu, PNL-USR. Primul chiar a vrut să le taie, noroc cu Curtea Constituțională. Dacă astea nu sunt adevăruri, eu aștept să fiu contrazis. Domnule Marius, haideți să vedem puțin și ce a scris Raluca Turcan. De asemenea, a fost ministru al muncii. Și am să citesc puțin. Reforma sistemului de pensii a fost începută de PNL în 2021 și finalizată în 2024 într-un guvern comun PSD-PNL. Și totodată, pe final, spune Raluca Turcan, m-am asigurat că noua formulă de calcul răsplătește munca, aduce echitate și venituri mai mari pentru pensionarii care au muncit o perioadă îndelungată. Bun. Este corect? Nu. Eu vreau să vă spun în felul următor. Predarea și primirea unui minister de la un minister la altul, eu până una alta spun că atunci când face apel, doamna, ce apel face doamna ministru în ce an 2021, nu s-a dat cu dumneai ei, ministru și cu premier PNL, ca să o spunem clar, cum am săturat de minciuni. Nu s-a dat niciun leu la pensii, da? Mai mult de atât, s-a trecut în PNRR procentul de 9,4, care nu are nicio explicație, care nu exista nici într-o țară stat membru,
nici într-o legislație, nici într-un PNRR, nici într-un stat membru. Predarea primirea unui minister de la un ministru la altul se face pe baza unui proces de val care are anexă toată legislația care este în lucru la acea vreme și se predă. Dacă pe procesul verbal de la predarea dumneavoastră către mine găsit această lege trecută, eu vă spun că nu e. Bun. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție.